Alexandru Ciucu este designerul casei regale de peste 10 ani. L-a cunoscut îndeaproape pe regele Mihai și, nu de puține ori, a fost copleșit de personalitatea majestății sale. Cel mai emoționant moment pentru mine a fost momentul în care m-am întâlnit prima dată cu regele Mihai. Țin minte și acum, se întâmpla la Săvârșin, era într-o lună decembrie, aproape de Crăciun, și cutuma este ca persoanele cu sânge regal să întindă prima dată mâna. Și atunci regele mi-a întins mâna și am simțit în momentul ăla că la propriu dau mâna cu istoria. Asta a fost sentimentul pe care l-am avut și m-a trecut așa un fior din creștet până în tălpi. Și, adică în momentul ăla mi s-au derulat așa într-o fracțiune de secundă toate cunoștințele de istorie pe care eu le aveam despre regele Mihai. Toate lucrurile prin care a trecut el, prin care a trecut țara la momentul respectiv și ulterior, și am simțit în mâna aia mare și osoasă, asta era mâna regelui, forța istoriei. În momentul în care spui casa regală, familia regală, te gândești prinț, prințesă, parcă e așa o lume desprinsă din povești, cel puțin pentru noi, cei care nu avem tangență directă cu familia regală. Cum sunt membrii familiei regale? Sunt incredibil de normali. Ăsta este primul lucru care te marchează în momentul în care intri în contact cu familia regală. Practic cu oricare dintre membrii familiei regale și cu oricare dintre membrii oricărei familii regale. Pentru că am avut oportunitatea să cunosc mai multe familii regale în afara casei regale a României. Și ăsta ar fi primul aspect care iese în evidență, normalitatea, pentru că probabil, tocmai așa cum spuneai mai devreme, te aștepți să fie, nu știu, o lume plină de... Nici nu îți dai seama de ce, te aștepți să fie o lume plină, probabil, de mătăsuri foșnitoare, de tiare, de... Da. Nu, este o lume absolut normală, mai normală decât multe lumi din... chiar din viața oricărui om cu care intră în contact chiar și zi de zi. Sunt pretențioși atunci când vine vorba de haine? Sunt pretențioși în ceea ce privește calitatea, dar nu sunt genul de pretenții exagerate. O întâmplare mai haioasă, țin minte că la un moment dat am fost invitat să tot așa la Săvârșin. Și am avut prilejul să luăm cina împreună cu majestatea sa regele Mihai, majestatea sa regina Ana, principele Radu și principesa Margareta, la vremea respectivă principesă, și era și principesa Maria, iar eu eram împreună cu Alina, cu soția mea, și am luat masa în bucătărie, o bucătărie măricică, dar amenajată pe stilul rustic. Fac o paranteză, de când sunt copil, nu pot să mănânc morcov fiert. Efectiv, îmi creează o stare de rău. Și, practic, în momentul în care au venit ospătarii, au pus farfuriile pe masă și că aveau capac din ăla, aveau da. Așa, și în momentul în care au luat capac, cu pac, în farfurie era morcov fiert și cum un fel de salată așa de morcov fiert cu păstârnac și cu mai știu încă o legumă de genul ăsta, o rădăcinoasă care fiartă pe mine mă termină. Deci nu mai era nici măcar o, nu știu, o frunză de salată lângă, să zici că măcar le-ai fi mâncat pe alea. Pentru mine lucrul ăsta a fost nici nu puteam să refuz. Clar, nici nu puteam să mănânc. Până la urmă am gustat așa un pic și le-am mai aranjat prin farfurie pe acolo, dar nu... Bine, probabil că trebuia să spun înainte. Nimeni nu m-a întrebat de ce nu mănânc, nimeni n-a zis, da, mănâncă, de ce nu mănânci tot, dar genul ăsta cum de se lucruri... Insistă, dar cum rog, se insistă de obicei. Da. Și uite că, știi, de multe ori avem impresia că insistând este o dovadă de omenie și de politețe. Care erau preferințele în materie de culori ale regelui?
Îi plăcea mult maron închis, ciocolată, îi plăcea foarte mult catifeaua raiată pentru pantaloni. Și țesăturile astea mai pline din lână, dar o lână mai groasă. Pepiturile îi plăceau foarte mult. Un sacou de culoarea muștarului am făcut la un moment dat. Vorbim acum despre vestimentația, să spunem, lejeră. Alexandru, cum ai ajuns designerul casei regale? Ca toate lucrurile mari, și ăsta s-a întâmplat într-un mod foarte simplu. Aveam un prieten care era un apropiat și este în continuare un apropiat al casei regale și mi-a plăcut ideea de asociere cu casa regală pentru că am fost întotdeauna un mare fan al istoriei și în mod special al celui de-al doilea război mondial. Eram foarte atașat de ideea de regalitate și mai ales de ideea de regele Mihai. Al doilea pas a fost să treacă o perioadă de un an de zile de probă. După un an am trecut de la statutul de partener la statutul de furnizor oficial al casei regale. Practic, de ce are nevoie un designer ca să fie designerul casei legale? Anumite condiții, creativitate, Trebuie în stil, primul cum e? rând să poată livra calitate și trebuie să o poată livra constant, oricând este nevoie de ea. Cred că asta este și cheia succesului în viață. Să poți să livrezi calitate constant atunci când oamenii sau clienții tăi au nevoie de ea. De obicei, membrii familiei regale merg pe mâna ta atunci când le sugerezi anumite costume Da, le sau din contră au propun. și preferințe. De Cum se obicei, întâmplă? lucrurile se întâmplă în felul următor. Ei mă sună, îmi spun cam ce își doresc. De exemplu, regele Mihai își dorea la un moment dat un sacou pentru săvârșin. Un sacou pur și simplu de purtat zi de zi. Și atunci eu știu să mă duc pregătit cu genul respectiv de țesătură. Pentru că de acolo pleacă, de la țesătură. De la culoare, de la țesătură. Adică dacă ei îmi spun, nu știu, vreau să facem un smoking, eu știu să mă duc cu țesătură neagră de diferite grosimi, pentru că nu poți să știi dacă smokingul respectiv urmează a fi purtat vara, dacă urmează a fi purtat iarna, dacă sacou, uite cum a fost cazul regelui în iarna respectivă, dacă este un sacou de iarnă, este un sacou pentru săvârșit de vară, toate lucrurile astea le facem acolo.